Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Suntem aici cu fratele Viorel. Filmează-te, mă, și pe tine. Și fratele Cosmin în spate. Acum merge să-l luăm pe fratele Luci. De unde-l luăm? Mai în față. Bine, oricum nu cunoașteți pe nimeni în afară de Viorel, dar o să aflați asta. Și mergem în Buzău să ne întâlnim cu câțiva din voi, pentru că așa v-am promis. Și am zis, bă, hai să facem și un clip. Haideți să-i băgăm și pe cei din Buzău în clip, să vedem câți vin. Până acum ne-am întâlnit cu o groază de oameni, pe oriunde am fost, și în Nehoiu, și pe drum am oprit la Peni, au venit oameni să facem poze. Am rămas complet așa, uimite, câtă lume a început să mă cunoască în ultima perioadă, câtă lume mă urmărește. Și mă bucur pentru chestia asta. Dar, da, suntem pe drum, mai avem câte vreo oră de mers până în Buzău. Le-am zis oamenilor la 1.30, e 1.20, cred că o să mă înjure puțin, mai ales că și plouă, acolo sper să nu plouă. Dar asta e, o să târzi puțin. În fine, ne vedem de pe drum. Iau de 3 grade. Vrei să te uite-l pe Cosmin. Ești pe Vioraș. Că vine acum și Luci. E o ceață de nu vă spun. Nu știu de ce am eu norocul mereu când plec la drum să... Da, mai în față. Să dau mai în față. Să fie ceață, să nu vezi. Dacă l-am băgat în baltă de tot pe sâmbătă. Partea cealaltă. Acum zici? Da, m-ai întrebat. Da, e încuiat-o, scuză-mă. Te uite și pe fratele Luci. Stai așa să nu pun mâna prin cameră. Salutare. Salut. Deci uitați-vă și voi ce e pe drum. Asta e dovadă ca să vadă oamenii care mă așteaptă, că n-am putut să-i dau mai tare. Să ajung mai repede. Deci, na, asta e vremea. Nu pot să merg foarte repede, așa că sper să nu se supere foarte tare oamenii care probabil mă așteaptă. Sau poate nu, poate nu-i nimeni. Vom vedea. Nu e așa, zici că nu-i nimeni? Yes, of course. Eu zic că sunt oameni. Nu foarte mulți, dar măcar câteva persoane o să vină. Uite și poliția română. Eu cu telefonul. Eu cu telefon. Uite pe acolo pe oameni. Așteaptă acolo oameni. Da, Thank you.
Așa, salut! Ion, Bogdan. Și noi mai avem aici ultimii băieți care au mai rămas cu noi. I-am dat pe fiecare o tură, să fie toți împăcați. Și cred că ar trebui să mai oprești și eu motorul ăla, că stă pornit de vreo 2 ore de când am venit. Grame, 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 se și... fac bine, oricum trebuie să fac tine. Ce v-aș jura? Mi-e foame. Bă, trage bine mașina. Are puterea de 3.5. Ce motor are? Ești. Poți să... puteți să mă dați și pe mine o tură, domnul? Păi, dacă îmi dați cheia, vă rog frumos. Păi, da. Ia mai zi-odată. Noi n-am mai mers la franceză, sport, română. Aia, gardul. Muzică. A rămas un gard. De ce? Ia spune tu, ce ai făcut ca să vii? Deci eu i-am spus mamei mele că am răcit și că mă doare capul, doar ca să vin să-l cunosc pe Bogdan. Și câți băieți au chiulit de la școală cică ca să vin? Cam toți. Știe, așa nume. Ia uite, să sperăm că nu se uită profesorii, cum va prin întâmplare. Ce așa wide? Gata, gata, am terminat și noi. Cum îl cheamă pe băiat? Sergiu. Gata, am terminat și noi, ne-am întâlnit cu toți abonații din Buzău, cei care au venit. Mergem să mâncăm și mergem spre Nehoiu, că am stat în frig atâta timp. A fost foarte fain. Acum am plecat rapid să nu vină poliția, că eu și cu Sergiu am cantat puțin în evacuare acolo. Uite, îl avem lângă noi. Ia întoarce camera să-l vadă drumul. Băi, sincer, nu m-aș fi așteptat să vină atât de multă lume. Bine, mie mi s-au părut foarte mulți oameni ce au venit și au stat cu mine în frig, mai și ploua. Plus că unii m-au mai și așteptat atâta vreme. Mamă, ia fii atent. Băi, cum se aude, nu cred. Poate vin și aici după mine. Ar fi cool, nu? Sau poate să nu vină, da. De exemplu, în Vâlcea, într-o parcare, m-au dat afară, știi? Au început alarmele. În fine, pe această cale țin să le mulțumesc foarte, foarte mult celor care au venit. Și da, o să mai facem astfel de întâlniri, ocazional, când mai am drumul în diferite locuri. Și acum o să mergem să mâncăm și revenim pe oricum. Ce fac? E aici, l-am băgat la mânghesuit aici. Bă, cheia de la... Adică stai că nu puteam să plec dacă aveam cheia. Bă, nisimțitule! Ia uzi, bă, la el. Să-mi curi mașina. Mergem și noi să mâncăm. Da. Sunt mor de frig, mor de foame. Bă, când am mâncat ultima dată? Azi dimineață. Da, am mâncat un strudel azi dimineață. Și o cafea, atât. Ai mâncat o cafea? Bravo! Am mâncat o cafea, da. A luat un video pe Instagram. A, mă, că-ți fac promovare. Cum ești pe Instagram? Tommy Deck. Aveți aici Instagram pe ecran. Dați-i follow ca să-l vezi, să mai vedeți.
Și tu cum ești? Prea multe, prea multe. Tu cum ești, mă? Eu, Lucian. Ia, uite. Lucian, o să vedeți pe ecran. Și tu cum ești? O să văd mie. Pun eu pe ecran aici. Tânga. Mai știi în Iași când ne-am pierdut? A, s-a văzut aici. Băi, am multe amintiri cu parcările astea. Ia să-l cunosc eu. N-ai cum să-l cunoști, crede-mă, mall-ul ăla n-ai cum să... Asta e aia, mă, dar zic așa, pe aici, mă, uite aici, bă, uite. Ia, uite, bă, pe unde mă bagă, mă. Nu știu, hai că ne vedem mai târziu. Cam ajuns noi să mâncăm acum. Băi, bun, am terminat și noi de umblat, de mâncat prin mall, acum mergem și noi la mașină. După aia mergem acasă. Acasă, că mergem la Nehoiu, la Viorel și editez clipul ăsta, probabil. Și urcăm pe YouTube. Hai că m-a lăsat ăștia singur. Dă că degeaba te duci când poți să intri. Te vedem de pe drum. Deci săptămâna asta numai de ceață am avut parte, și la București când m-am întors și acum și de dimineață ceață. Bă, numai ceață peste tot. Și nu vezi absolut nimic. Nimic. Bine, pe video poate se vede ceva, dar în realitate chiar nu prea vezi mare lucru. Nu-i așa, mă, Vioraș? Yes. Nu te-ai văzut, dar nu contează. Lasă lumina așa să fac și o poză. Nu că mă descurc și așa. A, dar nu mă descurc, frate. Nu mă văd. Nu, stai să punem un blister tine. Stai, nu mă văd. Hai aici. Hai mai la bec. Nu mă, hai aici. Dar nu mai intru în mașină că am curățat-o. Gata, hai că am rezolvat. Am rezolvat. Am ajuns și noi. Am făcut puțin curat în mașină, că era varză, noroi. De toate era o mașină. Și gata, acum merge sus. Mă pun pe editaj, după aia mă pun la somn. Ia uite. Bă, să știți chiar că se vede mișto, uite așa. Da, ia uite cum dă lumină. Bun. Te-am avut aici pe Viorel, pe Cosmin, o să aveți Instagram pe ecran. Uitați să dați și mie un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, le aveți pe ecran. Noi ne vedem data viitoare. Ciao.